Unicul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Consiliului Județean Hunedoara a fost cel care viza acordul de asociere a instituției județene cu organizatorul Festivalului Internațional de Operă și Muzică Clasică, Opera Nights, în vederea realizării în comun a celei de-a șasea ediție a festivalului. Consilierul județean PSD Ioan Ștaier a cerut retragerea proiectului de pe ordinea de zi ca urmare a suspiciunilor de deturnarea unor fonduri ce planează asupra organizatorului. Este trimis în judecată și are calitatea de inculpat, nu o să apena. Citesc din presă suma sifonată spre familie sa este de 189.144 de euro, deci ca 2 miliarde. O parte din această sumă a fost confirmată și către colaboratorul punctului de corp începând din 2013. Fiind suspiciuni de corupție la această asociație culturală, cred că este nevoie în această perioadă când discutăm de corectitudine de cinste să ne separăm noi cu cetățean de acte de corupție sau de posibile acte de corupție la care am putea să fie implicați banii care aducăm noi cu cetățean. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Adrian David, în mandatul căruia s-au aplicat primele măsuri concrete de transparentizare a actului decizional, a apreciat solicitarea Consilierului Județean de delimitare instituției față de potențiale acțiuni de corupție, dar, în același timp, conform legislației din România, atâta timp cât nu există o sentință definitivă a instanței, se aplică prezumția de nevinovăție. În plus, Opera Nights este deja un brand hunedorean care nu trebuie pierdut. Este registrat ca și marca la oficiul român de traversă și în virtutea intenției noastre de a menține o tendință de a face din această activitate un brand al județului Hunedoara, vă propun ca acest proiect să rămână pe ordinea zi și sigur dacă la aprobați vom fi asociați, dar nu 22 de consilieri au votat pentru asocierea Consiliului Județean cu organizatorul festivalului Opera Nights. 3 consilieri au votat împotrivă și unul s-a abținut. Prin asociere, Consiliul Județean a alocat suma de 250.000 de lei pentru finanțarea parțială a celei de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Operă și Muzică Clasică. Rămâne de văzut dacă acordul de asociere va fi pus în practică.